vorbe, neața tuturor și în primul și în primul rând sper că sunteți toți sănătoși și acasă și că atât voi cât și familia voastră și toți cei dragi sunt safe. După cum probabil știți cei care urmăriți GPEC, noi am fost nevoiți și cred că am fost printre primii organizatori de conferințe de business care au amânat evenimentul din mai, deocamdată pe o perioadă nedeterminată, pentru că este destul de greu să avem o previziune despre cum va evolua toată nebunia asta cu coronavirusul, dar pe de altă parte, iată că ne vedem online și o să ne vedem online din ce în ce mai des. Astăzi este o primă sesiune, un prim interviu live cu Iulian Stanciu, dar avem pregătite și alte ediții în viitorul apropiat. De asemenea, de vreo lună de zile am pornit o serie de articole de conținut pe blogul GPEC, pe care vi le recomand. În fiecare săptămână publicăm cam 2-3 articole. Sunt articole de tip how-to, care vă pot ajuta în business, mai ales în perioada asta în care suntem cumva forțați să stăm acasă. Fără să mai lungesc vorba, pentru că foarte mulți dintre voi, chiar când v-ați înregistrat în aplicație, ați adresat o mulțime de întrebări pe care deja le-am forwardat către Iulian Stanciu. Încercăm să răspundem la cât mai multe din ele. Și de asemenea, înainte de a începe, ați descoperit deja probabil o bună parte din voi că aveți acel buton numit Q&A în care puteți adresa întrebări. Cum spuneam, încercăm să răspundem la cât mai multe dintre acestea. Așadar, îl salut pe Iulian Stanciu, CEO eMag, cel mai mare magazin online din România, cea mai mare platformă de tip marketplace. Bine ai venit, Iulian, și mulțumesc pentru faptul că ai acceptat invitația mea. Salut, bine v-am găsit. Ești sănătos, totul safe, acasă, la domiciliu? Totul safe, foarte bine, da. Totul safe. Foarte bine. Trec direct la subiect. Aș merge în abordarea noastră de astăzi pe două direcții majore. Una referitoare la ceea ce se întâmplă în momentul de față în piață, adică să vedem o radiografie, o perspectivă a ceea ce se întâmplă, și cea de-a doua, evident, ce e de făcut, ce putem să facem pe viitorul apropiat și să încercăm să răspundem la cât mai multe întrebări din cele adresate. Așadar, să pornim cu ce se întâmplă astăzi în piață și cum a impactat acest COVID-19, la care cred că de revelion niciunul din noi nu se gândea că poate să apară în martie, să stăm cu toții și să lucrăm de acasă. Cum a afectat sectorul de e-commerce, care au fost cele mai afectate verticale din sectorul de e-commerce și care au fost și verticalele care au crescut și care au potențial mare de creștere? Da, păi aici cred că toți am trecut prin diverse faze, plecând de la faza de negare, nu o să ni se întâmple nouă, e undeva în China, e departe, după care o fază de minimizare, lasă că e doar o răceală, trece repede, nu e nicio problemă, după care am început să ne îngrijorăm. Eu am văzut lucrurile astea de prin ianuarie-februarie, lucrând foarte mult cu sourcing din China, parteneri mari de la Apple, Samsung și așa mai departe, care au fabrici în China, am început să studiem destul de profund ce se întâmplă și ne-am dat seama că ar trebui să ne pregătim și am trecut destul de repede prin fazele astea, după care am început într-adevăr să ne pregătim. Din păcate a ajuns și la noi, din fericire a ajuns mai târziu decât în alte țări din Europa și am văzut ceva măsuri destul de bune luate pentru a încetini răspândirea. Dar din păcate iarăși mai avem ceva până ajungem la un vârf de îmbolnăviri și apoi o perioadă destul de lungă până când lucrurile revin la normal din punct de vedere, eu știu, sănătate. Putem să estimăm cumva perioadele astea, adică poate din informațiile pe care le ai sau poate din tot ce am văzut și prin presă, cam când crezi că o să fie vârful epidemiei și apoi cam cât o să dureze acea perioadă de revenire din punct de vedere economic mai degrabă? Cred că e greu să facem noi predicțiile astea, nu suntem specialiști. Cert este că perioada va fi lungă și va fi grea din punct de vedere uman.
Ce cred că este important e să fim raționali în perioada asta, pentru că dacă stăm și, nu știu, ne uităm la știrile de la TV toată ziua și ne panicăm, nu rezolvăm absolut nimic și trebuie să vedem ce putem să facem, ce ține de noi, ce depinde de noi pentru a trece mai bine prin perioada asta. Cred că vom avea cel puțin 3 luni cu scenarii mai pesimiste care se duc la 6-9 luni. Vorbesc de criza epidemiologică, după care criza financiară va fi cu siguranță profundă și lungă. Adică dacă e să comparăm cu 2009, probabil va fi o criză diferită, bineînțeles, pentru că aici se oprește brutal activitatea în multe sectoare. Oamenii se vor trezi fără job sau cu salariile diminuate, multe afaceri se vor trezi puternic afectate. Încă nu suntem acolo, iar asta va afecta în lanț tot felul de producători, retaileri, prestatori de servicii, inclusiv la un moment dat, inclusiv statul, care nu va mai încasa, pentru că na, veniturile statului vin în principal din taxe pe salarii, iar dacă masa salarială va scădea, veniturile vor scădea, și apoi din consum, iar consumul probabil va avea și el un recul. Astfel că această criză nu va fi ușor de, eu știu, întors și să băgăm capul în nisip 3 luni, să spunem că ne trezim după și lucrurile vor reveni la normal. Nu va fi așa, va trebui să trecem prin ea frontal și aici Darwin a spus foarte bine, nu cei mai puternici sau cei mai inteligenți vor supraviețui și vor reuși, ci cei care se adaptează. Deci va trebui să ne informăm, iar informarea cred că înseamnă căutat surse credibile care să ne dea informații relevante și urmărit persoane care pot da informații relevante despre ce se întâmplă și ce se va întâmpla și apoi adaptat comportamentul personal sau business-ul astfel încât să ieșim cât mai puțin șifonați din tot ce se întâmplă. Ok. Legat de e-commerce, că m-ai întrebat și de e-commerce, cred că sunt 3 comportamente mari care s-au schimbat. Odată avem lucrul de acasă, care s-a făcut pe repede înainte și foarte multe companii, foarte multe persoane, acolo unde, bineînțeles, este posibil acest lucru, au început să lucreze de acasă. La noi, spre exemplu, cam 60% din oameni, deci aproape 3.000 de oameni, lucrează de acasă. 40% sunt în continuare în procesele logistice și acolo, vorbim separat, au fost upgradate la standarde noi din punct de vedere sănătate. Pe care al doilea trend este învățatul la distanță. Și al treilea este protecția, prevenția, izolarea care a dus la schimbări de comportament de consum. Din toate trendurile astea, tot ce înseamnă digital și tot ce înseamnă tehnologie are de câștigat. Este poate în anumite zone este o accelerare a unor trenduri, nu știu, plata cu cardul să o luăm. Cred că cheltuiam împreună cu Visa, Mastercard, milioane de euro pentru un punct de creștere, de la 25 la 26, de la 26 la 27 și tot așa. Acum în 2 săptămâni a crescut de la 38-40 la peste 60. Okay. Și în București este 75% în momentul de față plata cu cardul. Este utilă plata cu cardul? Bineînțeles, este un tool bun pentru clienți, foarte bun. Este cea mai sigură, este cea mai simplă. Eliminarea cash-ului, vedem acum, are și niște beneficii la care nu ne gândeam până acum, beneficii pentru sănătate. Toate folosirea digitalului și folosirea tool-urilor va fi accelerată, iar cei care fac asta sunt, să zic, puțin la adăpost. Iar e-commerce-ul este un domeniu care va accelera din punct de vedere cotă de piață,
În schimb, piețele vor fi afectate. Ok. Și revenind un pic la întrebare, pentru că chestiunea asta o adresat-o și cei care ne privesc, zine câteva verticale care au fost puternic deja afectate de categorii de produse, să zicem așa, și categorii de produse pe care le vezi în creștere și cu potențial în viitorul apropiat. Pe lângă, evident, pe lângă chestiunile care țin acum de sănătate, igienă și așa mai departe, dacă cumva citeam un studiu prin afară care spunea că Home and Deco este în puternică creștere, oamenii stau acasă și realizează cumva că trebuie să-și mai schimbe diverse prin casă. Te rog. Da, aici o să intru puțin în detalii, pentru că bănuiesc că pentru anumiți oameni s-ar putea să fie relevant. Vedem o scădere mare în zona de auto. Toate produsele pentru mașini de la începutul lunii, adică o să iau de la începutul lunii martie și până acum, este minus 20% față de anul trecut, în condițiile în care eram pe un trend de plus 20, plus 30% până la începutul lui martie. Fashion este minus 17%. Deci și fashion, oamenii stau acasă, na, probabil nu mai lucrează în pijama sau în tricou, nu mai cumpără foarte multe. Apoi, în ultimele două săptămâni am avut o scădere accelerată la gadget-uri, smartwatch și wearables, camere foto, minus 28%, boxe portabile și echipamente audio, hi-fi pentru casă, culmea, nu ne așteptam, dar au avut o scădere de 30%, parfumuri și toată zona asta de cosmetice, minus 30%, cărucioare pentru copii, o categorie interesantă, minus 30%. În același timp, au crescut unele categorii foarte mult, cum spuneai tu, produsele pentru protecție personală, dezinfecție, sanitare. Aici greu de dat procente, sunt 10x, 20x față de o perioadă normală. Nu se vindeau foarte mult înainte. Au crescut, nu știu, și termometre, purificatoare de aer, generatoare de ozon, tot felul de lucruri de care nici nu auzisem până de curând. Apoi au crescut produse de primă necesitate pentru copii, îngrijire personală, îngrijire locuință, îngrijire animale. Scutece, mâncare de copii, cafea, săpun, șampon, vopsea de păr, chestiile astea, procentele sunt între dublare și de 5 ori vânzările normale. În zona de electronice, laptopuri, monitoare, imprimante, este aproape dublare față de anul trecut, venite și de la work from home și de la studiu la distanță. Televizoarele au crescut 20% year on year. Console pentru gaming, jocuri, accesorii, triplare față de anul trecut. Congelatoare, lăzi frigorifice, probabil oamenii stochează așa și au nevoie de lăzi frigorifice, 50% creștere, aspiratoare, interesant, mașini de pâine, sunt de 5 ori mai mult față de anul trecut. Chiar mă uitam la un moment dat printre cele mai căutate cuvinte și după mașina de pâine a venit drojdia și oamenii căutau drojdie. Și produse pentru întreținere personală, adică probabil ce în măsură ce s-au închis coafoarele, au explodat vânzările la depilatoare, aparate de tuns, uscătoare de păr și așa mai departe, sunt plus 50%. Cum spuneai și tu, mobila și accesorii de birou, 20% creștere, produse de fitness, triplare, adică oamenii și au lucruri pentru casă. Așa, benzi de alergare, biciclete, gantere și tot felul de alte chestii, chiar până la 5x față de o vânzare normală. Echipamente de birotică, cărți, jucării, între 50% și dublare. Adică lucrurile astea au crescut. Iar la verticale cu potențial de creștere ridicat, tot lucruri pentru protecția, monitorizarea și îmbunătățirea sănătății personale. Și aici cererea este foarte, foarte mare. Adică noi estimăm o
un necesar în, doar în România de 10-15 milioane de măști, mănuși pe săptămână. Oho. Adică și e un potențial de adus produse din Asia. Până acum o săptămână a existat, nu știu dacă oficial sau nu, dar China nu exporta, folosea totul pentru intern, acum au început să exporte și se pot aduce produsele astea, produse pentru dezinfecție personală și locuință, iarăși trendurile astea cred că vor rămâne, nu vor pica de tot imediat ce se termină criza epidemiologică. Consumabile pentru copii, casă, animale, îngrijire personală și așa mai departe, astea vor continua să crească. Produse pentru îmbunătățirea activității work from home și school from home, produse pentru divertisment în casă sau în grădină și, bineînțeles, produsele alimentare de bază, fresh sau non-fresh, mai degrabă zona de non-fresh e pretabilă pentru comerț online, adică zahăr, făină, ulei, chestiile astea. Iar verticale cu recul, fashion-ul va avea în continuare de suferit, poate mai puțin online-ul, dar offline-ul dramatic, auto va avea de suferit și chiar și zona de electro-IT, adică în momentul în care criza economică își va fi vizibilă pentru oameni și pentru companii, lucrurile pe care oamenii le vor tăia vor fi în ordinea asta. Real estate, auto, inclusiv mașină, și, pe urmă, bunurile de folosință îndelungată. Și creditarea și creditul în general. Oamenii nu vor mai avea apetit să consume pe baza veniturilor viitoare pentru că nu vor mai avea perspectivă. Se va micșora perspectivă. Da. Deci, ce vreau să te mai întreb este dacă în viitor, odată cu apariția efectelor puternice ale crizei economice, crezi că trendul de care povesteai vis-a-vis de anumite verticale se va păstra sau oamenii vor fi, exact cum spuneai, din ce în ce mai cumpătați, având în vedere că probabil li se micșorează salarii sau rămân fără job și așa mai departe. Și atunci mulți oameni, chiar aveam și niște întrebări de la participanți care spuneau cum vezi inclusiv zona asta de resigilate sau produse second hand, adică dacă se vor îndrepta către ele mai degrabă neavând o putere de cumpărare foarte mare. Am văzut acum câțiva ani la o conferință un grafic care mi s-a părut foarte interesant și spunea că pe măsură ce puterea era corelat cu GDP per capita, pe măsură ce PIB-ul per capita crește, cu atât segmentul de B2C, de vânzare de produse noi în online, crește. În momentul în care este un recul, partea de C2C va crește. Deci toată partea de anunțuri și vânzări de produse second hand. Se va amâna achiziția de produse de folosință îndelungată. Adică te gândești, te uiți la telefon și spui, chiar dacă e puțin spart, chiar dacă nu e cel mai performant, lasă că poate iau un nou la an. Și la fel și mobilă, și la fel și mașină. În schimb, vor crește, cum spuneam, lucrurile de necesitate și consumabile. Deci aici e o oportunitate de transformare. Bineînțeles, trebuie să existe și toată partea logistică din spate și sourcing-ul și relațiile cu furnizorii pentru a putea face așa ceva. O să discutăm detaliat și despre chestiunea asta, despre ce se întâmplă acum cu supply chain-ul, dar având în vedere, deci în lumina celor prezentate de către tine, cu scăderi pe anumite verticale, creșteri puternice pe alte verticale, cât estimezi acum, astăzi, că va face acest sector numit e-commerce pe, la finalul anului 2020? Inițial, estimările Armo, de pildă, erau că probabil vom depăși pragul de 5 miliarde de euro anul acesta, vorbind exclusiv despre produse fizice, da? Deci fără servicii sau chestiuni digitale. În lumina celor întâmplate, cum vezi cifra asta? Este doable sau nu? Sau poate chiar e și mai mare? Da, cred că e greu să facem estimări, e destul de vreme, având în vedere schimbările majore prin care trecem.
Ce m-am uitat la zona de electro în China, în primele 6 săptămâni, și a fost retail-ul tradițional a avut o scădere de 67% față de aceeași perioadă anului trecut, deci a fost nasol, iar online-ul a fost flat. Deci n-a avut nici creștere, nici scădere. La nivel de an, ei estimau că offline-ul va avea scădere mare, de vreo 20 ceva de procente, iar online-ul va avea o ușoară creștere, de vreo 10 procente. Deci e posibil ca, de la toate măsurile luate, dacă depozitele își fac treaba bine la un nivel înalt de siguranță pentru angajați și pentru clienți, dacă și curierii își fac treaba foarte bine și reușesc să livreze în continuare, e posibil e-commerce-ul să crească ușor la nivel de an. Deci nu mă aștept să scadă, poate chiar să crească ușor, în pofida ajustării dramatice în anumite categorii a piețelor. Adică e posibil să avem piețe, nu știu, fashion sau electronice să scadă cu 30-50%. Am înțeles. Ok, păi atunci hai să discutăm exact despre chestiunea asta vis-a-vis de supply chain, care este acum situația. Erau foarte multe magazine și sunt convins că și sellerii în marketplace care importau din China, adică de acolo vin majoritatea produselor. De asemenea știu și eu câteva magazine care importau din Italia. Care e situația în momentul de față, dacă se mai fac importuri, dacă magazinele rămân fără stocuri și nu mai au de unde să se aprovizioneze? Și de asemenea aș ataca un pic și problema livrărilor, adică cum se mișcă în momentul de față curierii, dacă există întârzieri de timp sau chestiuni de genul acesta. Cred că la nivel de aprovizionare problemele sunt semnificativ mai mici decât problemele la nivel de cerere. În China a fost un decalaj de producție. Adică după anul nou chinezesc, fabricile au stat mai mult închise, în special în anumite regiuni, cum a fost Hubei. Ele și-au reluat pe urmă treptat activitatea. În momentul de față, cred că sunt la capacitate 90%, peste 90%. Adică în momentul de față, China funcționează bine. Pe care mai vin niște probleme de la tranzitul din Europa. Din păcate au început să fie ridicate bariere între țări și au de suferit inclusiv camioanele cu marfa, nu doar oamenii. Și sunt cozi și sunt delay-uri aici, pe care sunt într-adevăr, cum spuneai, închideri de fabrici prin Europa, în Franța, în Italia sau chiar și în alte zone ale lumii. Samsung, spre exemplu, în India închis niște fabrici. După care e greu să balansezi cererea cu oferta în anumite categorii. A venit o cerere foarte mare în unele categorii, iar oferta, iar partea de aprovizionare nu era suficientă și au început să apară lipsuri de stoc. Pe alte categorii era aprovizionare, erau stocuri, dar a picat oferta. Deci e foarte important de ajustat zilnic ceea ce se întâmplă. Noi ce am făcut, am mărit stocurile acolo unde am estimat că va crește cererea sau acolo unde am estimat că fabricile vor avea întârzieri. Am adăugat furnizori suplimentari la produse cu cerere scăzută, atât în aprovizionarea directă cât și în marketplace. Și lucrăm îndeaproape cu producătorii pentru a adapta zilnic necesarul de marfă comandat și toate forecasturile. Așa cum ziceam, cel mai tragic este în zona de fashion, unde trebuie să plasezi comenzi și cu 6-9 luni înainte. Acolo e destul de greu, lucrurile sunt date în producție și e destul de greu să te ajustezi. Și ori m-ai întrebat de curieri. De curieri, exact. Curierii funcționează foarte bine. Au fost foarte receptivi toți, au adaptat fluxurile
la un nivel, nu știu, de protecție și pentru angajații lor și pentru clienți, folosesc mănuși, măști, își dezinfectează mașinile, mă rog, cel puțin cei care lucrăm noi, fancurier, Seindei, DPD, Cargus. Volumele din partea de e-commerce au crescut în general, dar le-au scăzut volumele din partea de B2B, deci business to business, care în multe zone s-a oprit activitatea, birourile s-au închis, oamenii lucrează de acasă, nu mai trimit atât de multe colete. Deci de acolo volumele au scăzut, astfel încât curierii în momentul de față au capacitate și funcționează bine, livrează bine. Deci în momentul de față nu sunt probleme pe zona de curierat intern din punct de vedere termene de livrare și așa mai departe. Și tot... Nu, și ne-am uitat ce s-a întâmplat și în China și în Coreea de Sud și în Italia. Curierii peste tot au fost considerați niște eroi, pentru că în condiții în care toată lumea stătea în casă, ei au lucrat și au prestat o activitate foarte importantă. Adică dacă să ne gândim la persoanele izolate, n-au altă modalitate de a-și procura bunuri decât prin intermediul curierilor, iar ei sunt cei care livrează. Și aici e foarte, foarte important să încurajăm plata cu cardul. Sau, mă rog, nu neapărat card, să fie plata făcută înainte, astfel încât să nu mai existe contact fizic între curier și client. Banii sunt murdare, așa cum au recomandat și cei de la BNR și de la Ministerul Sănătății și Organizația Mondială a Sănătății. Trebuie să evităm cât mai mult cash-ul și să folosim mijloacele astea. Și curierii s-au adaptat, au făcut livrare fără contact. Am văzut că și cei din food delivery au făcut același lucru. E foarte, foarte bun, astfel încât să nu cumva să pună în pericol angajaților sau clienții unde livrează. Uite, ne întreabă cineva referitor la curieri. Daniel spune, inclusiv curierii din țările limitrofe funcționează continuu, țări precum Ungaria, Polonia, Bulgaria, dacă ai idee? În Bulgaria, da, funcționează foarte bine. În Ungaria, da, funcționează foarte bine. În celelalte nu știu, dar Bulgaria și Ungaria funcționează foarte bine și ei au luat aceleași măsuri ca și cei din România. Ok. Hai să trecem un pic mai departe vis-a-vis de marketplace. Te-aș întreba câteva vorbe. În primul rând, dacă ai sesizat că au ieșit selleri din marketplace sau dacă s-au oprit pur și simplu și au oprit activitatea și au oprit business-ul. Și, bine, câți selleri sunt în momentul de față activi în platforma voastră, dacă ai această cifră, și în ce măsură cumva îi sprijiniți în această situație de criză? Dacă există niște măsuri pe care EMAG le-a luat pentru a sprijini selleri? Da, în momentul de față, dimineață, erau 20.625 de selleri în platformă. În ultima lună, numărul celor care și-au suspendat temporar activitatea este mic, sunt 55 de selleri, deci okay. Este un număr, să zic, business as usual. Da. Și vedem un aflux de selleri veniți din offline și mici și medii și mari, adică pe măsură ce activitățile din offline se închid, migrează către online. Deci este o oportunitate și pentru retailerii offline și pentru online în general și pentru marketplace, pentru toată lumea. Pe urmă, ce am făcut noi? Ne-am dus pe categoria de produse de sănătate. Acolo am dat comision zero tuturor sellerilor pentru a aduce produsele astea foarte, foarte căutate și am încurajat, le-am spus exact cam ce e nevoie, astfel încât să reușim să facem față cererilor. După care, tot pentru a proteja cei 99,9% sellerii corecți din platformă, am implementat un regulament, se numește Practici Comerciale Corecte, prin care avem dreptul să suspendăm selleri care
pun prețuri foarte mari, care speculează sau pun transportul la un preț foarte, foarte mare. În trecut n-aveam dreptul să-i suspendăm doar pentru că au pus ei un preț dublu sau triplu sau de 10 ori mai mare. Am implementat regulamentul ăsta și până în momentul de față am suspendat vreo 1000 de produse și ceva selării am reziliat cu totul. În felul ăsta, cei care își fac treaba sunt protejați și nu sunt afectați că marketplace-ul speculează sau EMAG speculează. După care ne-am dus către sellerii și le-am plătit mult mai repede toți banii. Sunt 4500 de selleri care primesc banii mult mai repede, astfel încât să poată să-și cumpere marfa și să-i ajute la partea de working capital. Și am implementat o comunicare săptămânală prin care le discutăm pe două direcții. Odată protecția sănătății lor și a angajaților și le povestim ce am făcut noi și care sunt lucrurile utile pentru a-și continua activitatea, inclusiv work from home, și care sunt tool-urile și ce ar trebui să facă. Și doi, recomandări legate de adaptarea afacerii la criza actuală. Vorbim despre respectarea promisiunii de livrare, este foarte, foarte importantă, iar clienții, dacă vor vedea că în această perioadă e-commerce-ul este un canal de încredere, reliable, vor rămâne aici și după. Pe urmă, le-am pus la dispoziție FBF-ul, Filba EMAG, deci toți sellerii care au probleme operaționale, care nu mai pot să mai țină depozitul deschis din diverse motive, pot aduce produsele la noi și le gestionăm noi toate produsele și toată logistica. De asemenea, le spunem ce produse sunt out of stock, care sunt căutările, care sunt trendurile pentru a se adapta și a aduce produse căutate în momentul de față, dezvoltându-și astfel gama. În cazul în care operează canale de offline și au o gamă mai mare în retail, i-am ajutat să vină cu produsele online mai repede, astfel încât, deci în momentul de față am adaptat la noi în intern toată partea de validare de produse noi și în 48 de ore maxim sunt produsele live. Păi învățăm cum să-și dimensioneze corect stocurile în funcție de cerere, dar și de noi timp de aprovizionare, reaprovizionare. Și mai mult ca oricând, cash flow este foarte important și discutăm despre acțiuni care să le permită să lichidizeze stocurile mai vechi, nevandabile, ceea ce e foarte important, adică stocurile vechi acum atârnă ca o piatră de moară și e bine să scap repede de ele și doi, să îți manageuiești iarăși stocul corect în funcție de cerere și de posibilitatea de a aproviziona, să fie la un nivel optim. Ok. Menționai tu la început, inclusiv pentru selleri, că le povestiți ce măsuri ați luat voi din punct de vedere igienă și așa mai departe, cum avem grijă de noi, de angajați, de toți cei implicați în depozite și așa mai departe, adică ce măsuri ați luat și ce le recomandați magazinelor? Da, ce-am făcut după ce am văzut ce s-a întâmplat în China și apoi în Coreea de Sud, am reprioritizat lucrurile în intern și am pus, dacă aveam pe primul loc, toți lucram să servim clientul, acum am zis, pe primul loc devine siguranța angajaților. Și aici am făcut două chestii, odată work from home pentru cei care erau eligibili pentru work from home, cu survey zilnic, să înțelegem ce funcționează, ce nu funcționează, este bine, nu este bine și cu îmbunătățire continuă. Și doi, pentru cei care lucrează pe tot lanțul logistic, am implementat mai multe măsuri pentru a-i proteja și pe angajați, dar și mai departe pe clienți. Odată, în fiecare zi, luăm temperatura de două ori, la intrare și la prânz. Am avut cazuri de oameni cu 40 temperatură care veneau la lucru și au fost trimiși instant acasă, în izolare. În fiecare zi, fiecare om completează
un formular este chestionat de medic, avem medic on site 24/7, despre contactul cu persoane care sunt suspecte sau care sunt infectate. Dacă au pe cineva în casă care a călătorit într-o zonă sau a venit dintr-o zonă cu probleme, dacă are pe cineva în casă care este ținut în izolare, pentru că dacă unul este în izolare, pe urmă toți trebuie să stea în izolare. Și așa mai departe. După care toți au mănuși pe care le schimbă frecvent, dezinfectanți, măști de protecție, toată lumea poartă mască, iar distanța între ei este de 2 metri, nu mai stau la masă, spre exemplu, unul lângă altul, distanța este minim de 2 metri, pe care, începând de ieri, am definit ce înseamnă, ne-am uitat pe statisticile nefericite, să zic, din Italia și am văzut care sunt cauzele deceselor și am definit o categorie de persoane vulnerabile. Sunt oameni peste 55 de ani, pe urmă, oameni cu diverse probleme medicale, boli de inimă, astmă, diabet zaharat, cancere sau probleme nasoale. Toți oamenii ăștia i-am trimis acasă, în izolare, cu plata 100% a salariului, dar stau acasă, pentru că ei sunt persoanele vulnerabile și care ar putea avea probleme. Restul, probabil că mulți dintre noi avem și sau am avut și nici nu ne-am dat seama, dar oamenii în vârstă și cei vulnerabili manifestă cazuri, manifestă complicații și rata sau șansa de a supraviețui scade. Tot legat de chestiunea asta cu igiena și siguranța personalului sau angajaților, chiar întreba cineva, Doamne ferește, ce ar fi dacă mâine un angajat din depozit e declarat pozitiv, dau un exemplu și repet, Doamne ferește, ce se întâmplă? Că ar trebui teoretic să puneți toți contactii, cum s-ar spune, în carantină. Adică ați luat în calcul și astfel de scenarii foarte pesimiste, de altfel. Da, ne-am pregătit și avem tracking pe fiecare om pe unde merge și unde lucrează. Știm cum a ajuns la muncă și cum pleacă de la muncă. I-am împărțit, dacă veneau în basuri mari, acum merg în mașini mult mai mici. În fiecare zonă sunt reguli foarte stricte, marcate inclusiv pe jos, nu au voie să se deplaseze oriunde, deci fiecare e în zona lui și știm cine lucrează în fiecare zonă, astfel încât în momentul în care apare un caz să știm foarte clar cine a fost în contact și să putem să izolăm foarte, foarte repede. Și mai e un punct legat de cât stă virusul pe suprafețe și ce e important în cazul ăsta. Cred că e important ca oamenii care lucrează cu produse să poarte mănuși, iar în momentul în care primești un colet, partea de plastic este mai periculoasă, partea de carton, pe carton virusul nu stă atât de mult. Dar, oricum, dacă oamenii care lucrează au poartă mască, chiar dacă strănută, șansele ca virusul să treacă și să ajungă pe suprafețe de plastic și, pe urmă, să reziste prin toate manipulările și prin toate, eu știu, prin toți pașii logistici prin care trece și să se transmită la clienți, sunt foarte, mici. Foarte mici. Da. Uite, ne întreabă Bogdan, EMAG a avut un business continuity plan sau a impus și sellerilor de pe platformă să aibă unul sau ar trebui, dacă n-ați impus chestiunea asta, oare crezi că ar trebui? Am avut un business continuity plan, dar recunosc că nu era adaptat unei situații atât de ciudate, să spun. Adică dacă ne uităm 6 luni în urmă, s-ar fi gândit cineva că să-și facă un plan pentru o criză din asta epidemiologică cu implicații foarte ciudate, cu unii oameni care lucrează de acasă, alții care, eu știu, trebuie să fie izolați. Aveam mai degrabă pe zona de cyber security, adică acolo ce s-ar întâmpla dacă.
am stat destul de mult și am studiat, dar având în vedere că am văzut destul de devreme ce poate să vină, am început să lucrăm destul de devreme și ne-am adaptat în mers și zic eu că stăm bine. Adică în momentul de față productivitatea lucrului de acasă este mai bună decât era înainte. Probabil, cred că e faza, euforia de început în care oamenii, cred că încurcă work cu home-ul și home-ul cu work-ul și intră cu una peste cealaltă. Probabil e și adrenalina situației prezente în care vor toți să contribuie și sunt foarte implicați. Pentru a ține lucrurile astea sus pe termen lung, va trebui să facem câteva lucruri. Odată e foarte importantă comunicarea. Când eram toți față în față la birou, lucrurile se întâmplau oarecum natural și comunicarea taskurilor și comunicarea rezultatelor era o chestie care se întâmpla zi de zi. De asta aici trebuie să existe o disciplină, nu știu, militarească. În fiecare zi sau în fiecare săptămână trebuie să existe call, să vedem ce se întâmplă. Oamenii trebuie să știe, pe urmă, foarte clar ce au de făcut. De sus în jos, care sunt task-urile, care sunt rezultatele. După care e foarte importantă comunicarea mai largă în sensul de apartenență. Dacă oamenii vedeau birou ca un loc, nu știu, EMAG sau orice altă companie, era definită prin locul în care te duci să lucrezi. Dacă birou respectiv nu-l mai vezi, trebuie să vezi, nu știu, niște persoane sau trebuie să vezi pe cineva. Deci e importantă comunicarea, să-i dai sentimentul ăsta de apartenență că, uite, noi suntem ăștia și facem asta și să înțeleagă sensul, să înțeleagă impactul și să vadă și perspectivele. Cam astea trei lucruri sunt importante care dau apartenența. Ok. Te-aș mai întreba un lucru pe care l-am văzut pe buzele multor comercianți, chiar și pe grupurile de Facebook de comerț electronic și așa mai departe, multe magazine online care fie au închis complet campaniile de marketing, fie au redus foarte mult motoarele, alții câțiva care chiar din contră au apăsat pedala de accelerație și au investit mai mult. Care crezi că este abordarea câștigătoare în momentul de față? Sigur, în momentul în care, deci exclud ipoteza că nu ai stoc pe un anumit produs și tu faci în continuare campanii de marketing, că n-ai cum să faci chestiunea asta. Dar care crezi că e abordarea câștigătoare în așa fel încât să nu pierzi chiar mai mult decât poți să pierzi prin impactul ăsta al crizei epidemiologice? Cred că depinde ce obiectiv ai. Dacă ai un stoc care stă și pe care vrei să-l transformi în bani, atunci e destul de clar că va trebui să îl promovezi și să găsești un echilibru între promovare și prețul la care sau reducerea pe care o aplici pentru a vinde stocul respectiv. Așa, nu știu, cred că e destul de greu de spus în mare. Ce am văzut noi e că au accelerat, eu știu, investițiile în zona de marketing, în special în digital. Pe măsură ce mai multe magazine din offline se mută în online și canalul ăsta rămâne unul dintre puținele mecanisme de vânzare, mai sunt în continuare magazinele stradale deschise, dar cele din parcuri comerciale și mall-uri sunt închise începând de ieri. Deci e un canal care crește. La TV cred că nu se mai merită într-adevăr să faci reclamă în prime time, pentru că în prime time se discută de alte lucruri, din păcate am început să avem și decese și e destul de greu. Dacă n-ai un mesaj adaptat, eu știu, contextului respectiv, dai foarte mulți bani și primești foarte puțin înapoi sau poate chiar destul de mult hate. De asta canalul digital rămâne unul foarte bun și părea mea că se merită să investești, dar iarăși adaptat obiectivului pe care îl ai. Deci trebuie să pleci de la un obiectiv. Ai multă marfă, vrei să o vinzi.
ai marfă interesantă care îți vine sau lucruri care sunt pretabile noului context, iarăși e important să o promovezi. Ok, voi cum o să continuați? Adică care e strategia, abordarea EMAG în ceea ce privește campaniile de marketing, canalele de marketing și în același timp, nu știu, tipologia de produse? Adică faceți mai multă reclamă pentru niște produse de care e neapărat nevoie acum și, sau mergeți în continuare pe toată gama generală de produse pe care voi o comercializați? Da, e foarte bun punctul. Noi ne-am uitat la comunicare în general și am zis, hai să vedem cum adaptăm comunicarea asta în intern către angajați, în extern către clienți. Și nu știu dacă ai văzut, am avut o reclamă, mie mi-a plăcut foarte, foarte mult, deci a ieșit senzațională, în care un tătic din avion comanda și pe urmă ajungea în același timp de la aeroport cu curierul și îi aducea copilului un ursuleț de pluș. Din păcate a trebuit să scoatem reclama respectivă, pentru că avea în ea tăticul care vine cu avionul acasă, nu știu dacă vrei să mai vină acasă, că te bagă în carantină și în izolare. Și a trebuit să scoatem reclama asta și am adaptat comunicarea noului context. Adică vorbim mult mai mult despre prevenție, siguranță, responsabilitate. Și doi, am introdus mult mai mult produsele care se cer acum. Și chiar în intern ne-am adaptat, n-o să renunțăm, bineînțeles, să facem, eu știu, fashion sau zona de electronice, electrocasnice, dar ne-am adaptat și am pus cu importanță foarte mare partea de FMCG, partea de dry food, deci non-fresh-ul, pe urmă, produsele pentru work from home, produsele astea pentru sănătate și toată lumea lucrează să le crească pe astea. Pentru că asta e contextul, acum asta vor clienții, acolo trebuie să ne ducem. Corect. Hai să vorbim un pic și de care crezi că sunt principalele trenduri care cumva influențează, care au influențat deja și care vor continua poate să influențeze comportamentul de consum și cum vor evolua lucrurile astea chiar și după criză? Adică ce crezi că se va întâmpla cu comportamentul de consum actual? Păi cred că avem așa, avem work from home. În momentul va putea de față va putea să continue și pe viitor? Work from sigur home. Va continua. Adică și aici e o transformare. În prima fază, hai că-i drăguț să lucrăm de acasă. Pe urmă, probabil în faza 2, latră căței, vin copiii peste tine, devine complicat. Da? S-ar putea în faza 3 să-ți găsești un echilibru, să-ți găsești un ritm și lucrurile să înceapă să funcționeze foarte bine. Și în momentul în care se vor ridica restricțiile astea de ieșit afară și reușești să combini viața personală cu lucratul de acasă, s-ar putea să înceapă să fie foarte apreciat. Și în momentul respectiv, probabil oamenii vor cere lucrul ăsta. Noi, culmea, mai avem oameni care cer să vină la birou în momentul de față. Pentru că spun, am, nu știu, 3 copii acasă și 2 căței, pur și simplu, e imposibil să lucrez. Deci cred că work from home, dacă era 5%, 10% înainte, va rămâne la un procent foarte, foarte sus, 30-50%. Și asta va schimba multe. Va schimba comunicarea la distanță, tool-uri folosite, echipamentele pe care le folosesc oamenii, comerțul online care devine mult mai pretabil, locul unde se livrează produsele se vor livra acasă, nu se mai livrează la birou, poate transportul, decongestionare, trafic, consumul de combustibil, consumul de mașini, nevoia de spații de birouri s-ar putea să scadă, pentru că dacă e să combin work from home cu un birou flexibil în care fiecare se așează la birou pe care, nu știu, unde nimerește, nevoia de spațiu nu va mai fi atât de mare. Deci s-ar putea multe lucruri să se optimizeze până la urmă, pentru că resursele consumate pentru a lucra de la birou erau destul de mari. Și în felul ăsta s-ar putea să progresăm. Un al doilea trend interesant pe care îl văd este învățatul la distanță.
De ce zic că e interesant? Pentru că s-ar putea să producă beneficii. Învățatul clasă cu clasă, care trece printr-un anumit profesor, care s-ar putea, în unele cazuri, să nu fie cel mai bun, s-ar putea să fie înlocuit de învățatul la distanță, cu un profesor foarte bun, cu o metodologie care se poate adapta mult mai rapid noului context și cu tool-uri foarte performante care pot fi implementate, dar pentru asta, bineînțeles, schimbarea trebuie să vină top-down, de la minister, inspectorate, cu metodologie, tool-uri și oameni care să producă curicula, oameni foarte, foarte buni și oameni foarte buni, iarăși, care să o s-o predea la distanță și s-ar putea și aici să vedem multe beneficii pe termen lung. După care cred că statul va fi nevoit să facă ce n-a făcut în 10-20 de ani, toată partea de digitalizare și interfețe uzabile pentru oameni și va fi nevoit să o facă pe repede înainte, pentru că s-ar putea să nu mai încaseze bani. Dacă nu mai ai voie să te duci să plătești impozitul la ghișeu și s-ar putea cash-ul la un moment dat nu o să fie scos în afara legii, cum s-a întâmplat prin diverse țări, dar va fi descurajat foarte mult, oamenii vor trebui să folosească plata la distanță și interfețele și asta să forțeze statul să se îmbunătățească, ceea ce este o oportunitate foarte mare pentru tot ce înseamnă economia digitală, adică dacă se va introduce semnătura digitală pe scară largă și cartea electronică de identitate și cont unic și așa mai departe, putem să mergem cu niște servicii digitale foarte, foarte bune. După care o să rămână shift-ul în anumite industrii de la offline către online, iar e-commerce-ul s-ar putea să, cum spuneam și la început, chiar dacă piețele de total de retail o să scadă, piața de online o să aibă o creștere. Ok, și apropo de că tot povesteai despre statul care ar trebui acum, care de fapt e forțat să se digitalizeze și așa mai departe, cum, dacă poți să comentezi un pic, cum ți se par măsurile anunțate de guvern și așa mai departe, care să stimuleze economia în situația asta de criză și ce crezi că ar trebui să facă statul în momentul de față ca să susțină antreprenorii și business-urile private, de pe urma cărora trăiesc, ca să zic așa. Da, nu sunt specialist aici, nu am stat să analizez, sunt în mai multe grupuri de antreprenori. Am văzut, pe de o parte, că a existat deschidere din partea oamenilor de decizie din stat și s-au consultat cu grupurile de antreprenori sau cu asociațiile mari de business atunci când au luat măsuri. Probabil vor mai veni, adică sigur vor mai veni măsuri noi pentru a ajuta companiile și angajații cu probleme. Cred că au reacționat bine, din păcate nu avem probabil foarte mult spațiu de acțiune, așa cum are Germania, care n-avea deficitele României, ba din contră, avea excedente. Probabil vom mai vedea acțiuni care să ajute, dar sigur, ce cred eu este că trebuie să ne gândim cum putem să ne ajutăm noi pe noi, în primul rând. Ce putem face noi pentru a ajunge să fie mai bine și cum ne adaptăm și cum îmbunătățim lucrul nostru. Statul, bineînțeles, va acționa și din punct de vedere criză epidemiologică și cred că au luat niște măsuri bune până acum, au fost în contact cu cei din Italia și măsurile au fost destul de bune. Așa cum vedem, nu toate lucrurile funcționează bine, dar e ușor să spui din afară să se facă, ar fi bine să... Probabil vor mai fi greșeli care vor fi făcute, dar sigur oamenii care sunt acum acolo, cum sunt ei,
putem să-i criticăm, putem să-i lăudăm, aia sunt, cred că ar trebui să-i sprijinim, să vedem cum am putea să sprijinim și să implementăm măsurile pe care ei le-au luat și să respectăm cu strictețe toate regulile luate. Ok. Ne întreabă Mirela Bucovician, care crezi că e viitorul firmelor care vând servicii sau produse neesențiale în momentul de față, gen fashion, beauty, conexe evenimentelor și așa mai departe? Când crezi că își vor reveni din situația asta? Pe baza a ceea ce am văzut în China, revenirea este lentă. Deci impactul este foarte brutal în zona de offline, până la închidere mare parte din magazine. Am văzut în state, era un articol ieri în New York Times despre tot ce înseamnă retail-ul de fashion, e foarte interesant, puteți să-l citiți, și toate asociațiile de fashion. Concluzia era că la sfârșitul acestei crize nu o să mai fie toate firmele care erau înainte, de la producători, dar și distribuitori și retaileri, adică unele care erau firme care spuneau, aveam bani, credeam că nu o să ne lovească nimic. Acum suntem disperați și nu știm ce să facem, că avem marfă și nu putem să o vindem, iar costurile curg în continuare. Deci, sigur va fi impact și sigur vor fi răniți în toată ajustarea asta economică. Online-ul și o dependență mare de online sau servicii făcute la distanță va ajuta. Și aici cred că o să vedem o ușoară scădere în online în perioada următoare, și vorbesc scădere față de perioada normală sau față de anul trecut, după care o ușoară, poate chiar creștere, care să ducă la nivelul întregului an de creștere. Cred că vom avea 3-5 luni grele, după care o să înceapă partea de revenire. Pentru a păstra clienții să rămână cu acest comportament de a comanda online, este important ca serviciul pe care îl oferim în perioada asta să fie unul foarte bun. Nu trebuie să abuzăm de faptul că, eu știu, magazinele sunt închise și să cerem prețuri mai mari, pentru că oamenii vor vedea imediat chestia asta. Nu trebuie să spunem, lasă că oricum n-au alternativă, lasă că livrăm peste două zile. Trebuie, ba din contră, acum este momentul în care serviciile trebuie să fie ață, să funcționeze cap-coadă foarte bine. Returul, la fel, trebuie să funcționeze foarte bine. Serviciul, toate lucrurile astea trebuie să funcționeze foarte bine. Este momentul în care putem cu adevărat să demonstrăm că serviciile pe care noi le oferim în comerțul online sunt foarte bune pentru oameni și că ceea ce facem noi ajută cu adevărat comunitatea. Ok. O altă întrebare. Ce crezi că e mai important acum? Ce e mai important din indicatorii financiari acum? Da? Revenue, profit, cash? Și cum adresezi această chestiune? Da, cred că cel mai important este cash-ul în momentul de față. Pentru că nu lipsa profitului te omoară, ci lipsa banilor. Adică dacă ai de plătit furnizori care vin peste tine și îți cer banii și tu stai și te uiți la stoc sau nu-l încasezi, l-ai vândut și nu l-ai încasat, cash-ul te poate pune într-o dificultate existențială. Dacă pentru a adresa cash-ul este important ca tot ce înseamnă în momentul de față asset-uri neprioritare, să le iei și să le lichidizezi, chiar dacă le lichidizezi la un preț mai mic. Ai nevoie de toate mașinile, ai nevoie de toate spațiile, ai nevoie de tot stocul, chiar trebuie să ții stocul ăla vechi, să-l cad după tine, dă-l. Chiar dacă pierzi la vânzarea respectivă, transformă-l în cash, dar cash-ul respectiv îți va da o grămadă de oportunități. Pentru că vor fi mulți producători din fashion la electronice care vor avea stocuri mari, vor sta pe stocuri până la, nu știu, anvelope și așa mai departe, chiar dacă ei opresc producția pentru că nu mai are rost să mai producă, dar sigur au stocuri mari,
stocuri pe care le poți cumpăra la prețuri foarte bune și, pe urmă, poți să continui activitatea. Adică cash-ul devine foarte important, după care partea de revenue este o consecință, cum spuneam, a evoluției pieței și evoluției canalului în care ne desfășurăm activitatea, acela de comerț online. Deci ăsta aș pune pe locul 2 și pe ultimul loc aș pune profitabilitatea. Să considerăm că avem un an în care, sau 2 ani în care muncim mult și câștigăm puțin. Dacă plecăm cu mentalitatea asta mai departe, s-ar putea în momentul în care chiar reușim să câștigăm ceva să ne bucurăm. Dar dacă ne așteptăm ca anul ăsta să muncim puțin și să câștigăm mult, sigur nu o să ne fie bine. Ok, hai să mai luăm niște întrebări. Marcel ne întreabă așa, spune, domnule, în Cehia s-a transmis deja un mesaj în care se încurajează achiziția de la producători naționali și întrebarea este dacă credeți că se va ajunge și la noi la fel, dacă va exista un astfel de mesaj naționalist ca să salvăm cumva producătorii locali și economia locală. Aici este un regres al globalizării pe care vedem și cu exemplu din Cehia. Ce s-a întâmplat în ultimii 30 de ani, s-a dus o specializare în anumite zone ale lumii pentru anumite produse. Și am fost, cred că acum 2 ani jumate am fost în China și am văzut cum se lucrează în fabrici. Oamenii lucrează 13 ore pe zi, 6 zile pe săptămână, la o productivitate mult mai mare și salariile sunt la jumate față de România. Deci costul pentru a face un produs este per operațiune de 10 până la de 15 ori mai mic față de cât ar fi el în România. Pentru că în România se lucrează 40 de ore pe săptămână, acolo se lucrează 80. Productivitatea este dublă sau triplă, salariile sunt la jumate. Vrem să facem toate lucrurile în România? Sigur, poate că am reușit să le facem. Dar suntem dispuși, din punct de vedere client, să plătim costul pentru asta? Pentru că s-ar putea să nu le facem la prețul la care le fac cei de acolo. Să nu avem nici tehnologia, să nu avem nici regulile. Vrem să lucrăm 80 de ore pe săptămână? Nu cred. Adică am ajuns la un alt nivel de, eu știu, sistem și nu o să putem să facem, să facem lucrurile astea. Deci sunt anumite zone în care pur și simplu nu se merită. Sunt zone care s-ar putea să, după criza asta, să fie definite ca strategice. Hai să nu mai rămânem niciodată fără medicamente și să producem medicamente în țară. Hai să vedem toată zona de agricultură. De ce nu reușim să producem valoare adăugată în agricultură? Și noi suntem furnizori de furaje, animale vii, lemn și eu știu ce alte lucruri. Exportăm chestii basic și importăm lucruri cu valoare adăugată. Aici da, și aici ar trebui măsuri luate de sus în jos, de stimularea valorii adăugate locale. Iar valoarea adăugată locală înseamnă încurajarea antreprenoriatului și definit ce este strategic pentru România. Fiecare țară din Europa Centrală și de Est, și Cehia și Ungaria și Polonia, s-au uitat și au zis ce este strategic pentru noi. Domeniile astea, nu știu, polonezii fac mere, în Ungaria fac ouă, sunt exportatori de ouă. Cum facem și cum încurajăm asta pe tot lanțul, de la finanțare, la garanții, la ajutoare de stat și așa mai departe. Atragere de fonduri europene și suport pentru atragere de fonduri europene. Și în România va trebui să existe aceeași strategie și aici toată partea de tehnologie și economie digitală are un potențial foarte mare. ITNC-ul contribuie în momentul de față cu peste 6% din PIB și poate crește, pentru că suntem creativi, nu suntem cu nimic inferior celorlalți, dar vrem să ne apucăm să producem eu știu ce să asamblăm, jucării sau tot felul de alte chestii în România, numai bine ne folosim creativitatea și munca pentru a produce valoare adăugată mai mare și să lucrăm în zona de tehnologie și în zona de economie digitală sau poate să creștem turismul sau, eu știu, anumite sectoare din agricultură. Deci
ar trebui să nu luăm foarte populist lucrurile astea, să le luăm rațional și să ne uităm la exemplele bune, la bunele practici. Polonia este un exemplu de bună practică și să implementăm lucrurile astea. Ne mai întreabă oamenii pe Facebook, întreba cineva mai devreme dacă există niște statistici cu privire la numărul de colete neridicate, adică s-a întâmplat ceva în direcția asta, oamenii care au comandat cash on delivery, ramburs și n-au mai ridicat coletele sau nu le-au mai ridicat din easy box-uri? Nu, având în vedere că ponderea plății ramburs scade dramatic, a scăzut. Overall, tot ce înseamnă back to sender, deci colete nepreluate, neridicate, a scăzut destul de mult. Chiar și la cash lucrurile merg bine în continuare, pentru că odată ce omul comandă înseamnă că are o nevoie și nu, n-am văzut. Deci nu există aici. Okay. Nu e un trend de care să ne speriem. Hai să ne mai uităm un pic, dacă poți să te uiți și tu, Iulian, în aplicație pe secțiunea de Q&A și să vedem dacă sunt lucruri la care poate nu am răspuns. Ok, răspund... Poți să și răspunzi, poți să și citești întrebarea dacă este. Ok. Au crescut vânzările MAG în ultima lună, s-au scăzut cu cât la sută? Păi, față de anul trecut suntem undeva 25-30% creștere, cu marketplace-ul creștere accelerată, un 10-15% peste o perioadă normală. În ultimele săptămâni, trendul ăsta de creștere a accelerat și vedem o performanță din ce în ce mai bună de la zi la zi. Ok. Hai să mergem mai departe. Știm prea bine că e-commerce-ul are parte de o mică creștere în această perioadă, dar toată mare parte nevoie de aprovizionare a persoanelor. Întrebarea mea este ce facem restul, cei din industria neesențială, spunem așa, oamenii tind să cumpere doar cele necesare, cum le vinde și produse luxury. Din păcate, produsele luxury și, cum spuneam, produse de folosință îndelungată vor fi afectate. Cred că va trebui să vedem cum reușim să ne adaptăm noilor nevoi. Deci aici e o provocare. Sigur se va ajunge înapoi și la produse luxury, dar în momentul în care stai în casă, s-ar putea să nu mai vină să-ți iei geantă de 500 de euro sau eu știu ce alte lucruri. Ce canal de marketing merge cel mai bine pentru EMAG în această perioadă și ce tip de comunicare funcționează cel mai ok? Stilul de încurajare al statului acasă sau cel clasic? Cred că am răspuns la asta. Funcționează bine marketingul digital. De asemenea, TV-ul funcționează bine, dar adaptat. Zona de prime time este foarte mare audiență, plătești foarte mult și s-ar putea oamenii să nu fie receptivi la reclamă. Care este explicația rațională a introducerii comisionului pentru transport? Bănesc că e vorba de comisiuni de transport în marketplace. De ce nu au fost sancționați doar cei care încălcau politica? Are MAG în plan scoaterea acestui comision, dată fiind criza? Prețul transportului face parte din prețul pe care sellerul cere clientului și noi am lăsat o bună perioadă, am lăsat zero acest cost de transport, după care la un moment dat, având în vedere toate investițiile pe care le-am făcut și în zona de transport și în toate celelalte tool-uri pe care le-am construit, am introdus acest comision la nivelul comisionului categoriilor respectivului seller. Pe urmă, nu avem cum să limităm, cum spuneam, până să avem regulamentul ăsta de practici comerciale corecte, nu avem cum să limităm prețul pe care un client îl cere pe produs sau pe serviciu. În momentul de față, dacă vine unul și cere, nu știu, 100 de lei pe transport la produse mici, va fi automat sancționat. Avem dreptul să facem asta, dar până acum nu puteam face, nu aveam dreptul să intervenim. Așa, iar scoaterea acestui comision, n-am luat în calcul. În schimb, cred că modelul de marketplace este cel mai bun model de vânzare, pentru că
are niște costuri variabile. În criză te omoară costurile fixe, pentru că dacă ele, când se vinde foarte bine, sunt la un procent digerabil, nu știu, 5%, 10%, în momentul în care vânzarea scade la jumate, ele se fac 20% și în momentul ăla te duci în pierdere. În marketplace plătești fix pe baza, plătești doar pe baza vânzării pe care o faci, iar nivelul comisionării este sub cel al platformelor mari din afară, iar noi investim constant din tot ceea ce câștigăm, să zic, de aici, pentru a crește platforma. Și vedem și momentul de față că ne adaptăm și venim cu servicii noi, inclusiv Fulfilled by Mag. Și mai văsem la un moment dat o întrebare legată de faptul de cum ar putea anumit seller să-și scoată în față produse noi. Cum ar putea să vândă. E, și aici lucrăm la Emag Ads, să le dăm posibilitatea într-un mod sistemic, din interfețe foarte uzabile și foarte simple, să-și promoveze produsele și să le scoată în față. Astfel încât să crească în listing-uri și după ce au boostuit, să zic, plătind poziția respectivă, să rămână la un nivel foarte sus, pentru că au început să ia vânzări, să aibă istoric și să rămână acolo. Că s-ar putea să vină produse noi, adaptate noului context, care în mod normal să nu fie foarte sus. Care este trendul pentru vânzarea de telefoane? Telefoanele au avut o perioadă bunicică până pe la jumatea lunii martie, după care au început să scadă. Deci estimarea mea este că telefoanele vor suferi pe un termen scurt, mediu. Depinde acum și de inovație, dar am văzut că au devenit feature-urile noi, nu mai sunt așa revoluționare, deci s-ar putea telefoanele să sufere. Mai sunt câteva întrebări la care deja am răspuns, curierii. Ce măsuri s-au luat contra sellerilor care fac speculă? Deja ai menționat și lucrul ăsta, că poți să îi puteți da afară din marketplace fără nicio problemă. Și produsele, deci avem două echipe care lucrează non-stop și de asemenea sellerii care fac intenționat lucrul ăsta sunt dați afară. Așa, cât sellers sunt suspendați pentru această practică, am impresia că sunt vreo 10 sellers suspendați, iar produse sunt peste 1000. Ok. Așa, măsuri de igienă am discutat. Este în plan o protecție împotriva celor care comandă și nu ridică comenzile? S-au mulțit cazurile? Nu vedem o mulțire a cazurilor, iar intern avem un algoritm de protecție pentru asta, în care pe baza istoricului clientului, pe baza, nu știu, mai multor date, calculăm un scor de risc. Și în momentul în care scorul ăsta este foarte mare, îi cerem clientului doar plata cu cardul și nu acceptăm ramburs. Ok. Business continuity am răspuns. Da. Și de chestiunea asta am discutat. Rentabil, da, am discutat. Work from home. Am vorbit și de întrebarea Mirelei despre fashion, beauty. Da. Așa. Schimbări după am vorbit. Am vorbit. Aprovizionare am vorbit. Din punct de vedere logistic, cum escaladează situația de creștere a comenzilor în online? Aici e interesant, greu de prezis. Noi lucrăm, cum spuneam, cu curierii și vedem capacitățile lor. Au scăzut puțin pe B2B, cresc pe B2C. În același timp, e posibil ca rata de absenteism a angajaților lor să crească pe măsură ce, panica va fi mai mare. De asta, din ce am înțeles, curierii angajează, iar noi la depozit angajăm undeva peste 50, poate chiar 100 de oameni pe săptămână. Adică suntem în continuă angajare pentru a face față estimărilor.
Asta am discutat cu Cehia. Se estimează scăderea prețurilor la produsele neesențiale pe tema scăderii cererii. Da, și aici prețul este rezultatul, după cum știm, cerere și ofertă. Dacă cererea se duce în jos, oferta rămâne sus. Dacă oferta nu se calibrează și va fi greu să se calibreze imediat, automat prețul se va ajusta, pentru că, așa cum ziceam mai devreme, probabil toată lumea va încerca să-și lichidizeze stocurile vechi sau stocurile mari pe care le are și automat prețul se va duce în jos. Deci clienții s-ar putea să fie câștigați în perioada asta. Cred că achiziții pentru jucării, da, copii, da, au crescut, mai ales că stau copiii acasă, plecând de la tablete, nu știu dacă să o considerăm o jucărie sau să o considerăm un lucru esențial pentru școala la distanță, dar tabletele au crescut cam de 5 ori, dar și jucăriile au crescut, board game-uri au crescut foarte mult, chestii de făcut în familie, chestii educative, astea au crescut foarte mult. Când vom lansa EMAG Ads, în săptămânile următoare va fi un beta, după care treptat vom avea diverse funcționalități și interfețe din ce în ce mai bune, astfel încât să poți să faci bidding. Așa. Ce backup plan considerați în situația în care conexiunea la internet este întreruptă în anumite zone, indiferent de motiv, chiar și pentru o perioadă scurtă? Da. Asta cred că e destul de complicat. Da, dăm niște acatiste. Se lucrează la creșterea capacității de livrare pentru comenzi din supermarket. Da, aici am lucrat. Noi, supermarketul este un parteneriat împreună cu Mega Image. Ei ne-au ajutat foarte mult. Am crescut la maxim spațiu și marfa disponibilă în locația unde... de unde facem picking și unde împachetăm. Eram înainte undeva la 50-100 de comenzi pe zi, deci era un volum destul de mic. Acum ne-am dus spre 300, iar începând de săptămâna asta vom avea marfa la noi în depozit pentru a ne duce la peste 1000 pe zi. Mă rog, sky is the limit, pentru că avem capacitate mare și de spațiu și de procesare. Deci vom aduce marfa la noi în depozit și o vom procesa de acolo. Tot ce înseamnă dry food, deci nu zona de fresh. Cum afectează criza curentă extinderea EMAG pe alte piețe internaționale? Nu, niciun plan pe termen lung nu este afectat și nu este schimbat. Schimbările vin pe termen scurt, ne adaptăm la nou context de piață și la noile comportamente, pe termen lung planurile rămân aceleași. În Ungaria funcționăm foarte bine, avem doi antreprenori foarte valoroși, e vorba de Balas și Gyula de la Extreme Digital, fondatorii Extreme Digital. Ei conduc operațiunea de acolo alături de colegul nostru Cătălin, care a fost CEO al EMAG. Și avem EMAG plus Extreme Digital, estimăm că ne ducem către 300 de milioane de euro pe anul acesta și încercăm să replicăm și în Ungaria povestea din România. Iar din Ungaria vom servi cele 5 piețe noi pe care le-am anunțat anul trecut, le avem și în momentul de față și după ce vom face fuziunea EMAG cu Extreme Digital, vom accelera pe acele piețe, una câte una. Credeți că partea de comportament de unitate, solidaritate va continua? Vedeți o adăugare a stilului B2C către B2G, share split expenses within a group? A susține un startup care are deja un MVP în sensul acesta? Să le iau pe rând. Odată partea de solidaritate și unitate, da, va continua și acum este momentul să arătăm că noi, comunitate sau nație, suntem uniți, să discutăm mai mult de chestiile care ne unesc decât chestiile care ne dezbină. Și vom avea o inițiativă în sensul ăsta, o vom comunica zilele următoare, pe care a susține un startup în sensul ăsta, trebuie să înțeleg mai mult, deci dacă poate să-mi scrie pe mail,
mă uit cu plăcere și îi pot recomanda dacă eu sau dacă altcineva poate să facă lucrul ăsta. Ok. Ce rasă de câine aveți? Da, am doi căței. Mai departe. Așa, un cocker și un pomeranian. Cum se semnează contractele de angajare cu cele 100 de persoane în așa fel încât departamentul HR să fie protejat? Toate lucrurile se fac la distanță, dar partea de contact fizic oricum are loc la depozit, adică ia contact cu pixul și cu hârtia și, cum am zis, oricine intră în depozit. Și eu când am intrat în depozit a trebuit să completez declarație și să pun mănuși, să pun mască, să folosesc dezinfectant și așa mai departe. Adică nu... Nu există excepții, corect. Nu există excepții, toți oamenii sunt verificați, chiar dacă sunt vechi, chiar dacă sunt noi. Ok. Din punct de vedere consumator, dacă vreau să cumpăr azi produse supermarkete mag, în câte zile o să vină comanda? Din păcate avem un termen de livrare destul de lung, cred că suntem undeva pe la 10 zile, dar pe măsură ce aducem produsele la noi în depozit, asta va scădea, eu aș vrea să ajungem și aici să fie a doua zi. Și aici vom mai lansa, pe lângă asta vom mai lansa o chestie nouă, o să o anunțăm tot așa undeva în două săptămâni, o chestie foarte mișto. Având în vedere tendința de distanțare socială, ce tendințe se observă în cadrul produselor smart home, home improvement, păstrează EMAG serviciile de instalare propuse odată cu vânzarea acestor produse? Aici la serviciile de instalare lucrurile sunt mai complicate, deci ele au un recul destul de mare și nu încurajăm, mai degrabă fiecare să-și instaleze lucrurile singur. Planul de investiții în marketplace-urile Ungaria, Polonia, Bulgaria va fi menținut sau înghețat în următoarea perioadă? Da, va fi menținut și accelerat, adică vrem să creștem, cum am zis, planurile pe termen lung rămân aceleași. În contextul situației, vă gândiți la o reprofilare pentru o perioadă de timp, de exemplu, introducerea mai multor produse alimentare. Da, am vorbit despre asta, ne vom adapta oferta și vom scoate în față lucrurile pe care și le doresc clienții în momentul de față. Da, și încurajez pe toți să facă același lucru, pentru că, cum a zis și Darwin, trebuie să fim agili, să ne adaptăm. Cum funcționează EMAG Ads? Da, CPC. Deci va fi CPC. Chestia foarte mișto e legată de ceva subscription. O să comunicăm. Se ia în considerare adăugarea de opțiuni EMAG pentru produse personalizate? Nu ne-am dus în direcția asta. Am vrea să vindem produse de serie, lucruri făcute, pentru că ai un cost cu producerea contentului, cu adăugat produsul. Dacă ne ducem în produse personalizate, devine mai complicat. Cred că sunt alte marketplace-uri care fac lucrul ăsta. Ce produse din categoria cosmetice vor avea totuși trend crescător, dar din fashion? Cred că zona asta de produse de sănătate sunt nou trend și asta va rămâne mult timp după. Așa, iar în zona de fashion s-ar putea chestiile mai casual să aibă să crească și în momentul în care va fi din nou liber să ieșim afară, zona de sport cred că va fi mult mai sus față de zona asta de business casual, care dacă se va păstra work from home va avea ceva de suferit. Care sunt fricile celor care cumpără din mediul online în perioada asta? Au cam rămas aceleași. Să cumperi un produs pe care nu-l vezi, de asta e zona de trust este foarte importantă și asta o poți face printr-un content bun și acurat, dar și printr-un comportament de livrare retur foarte bun. Din ce am observat,
clienții care devin promotori sunt cei care au o problemă, sună, îi rezolv foarte bine problema și pe urmă știe că în momentul în care ai o problemă, retailerul respectiv sau în, nu știu, tot domeniul respectiv ți se rezolvă problema foarte bine. Deci e important, fricile, revenind la întrebare, sunt cele de să cumperi un produs pe care nu-l vezi și asta se rezolvă prin content, sau dacă ai o problemă, cum îți este rezolvată problema. Dacă vrei să returnezi, mai primești bani înapoi, dacă vrei, nu știu, ție, se strică, dacă sunt produse care se strică și trebuie reparate, dacă se repară. Deci toate lucrurile astea făcute foarte, foarte bine pentru a câștiga încrederea. Încrederea se câștigă greu, se pierde ușor. Deci lucrurile astea trebuie menținute și făcute într-un mod sistemic. Cred că o să ne apropiem cumva de final. Dacă mai vrei să mai răspunzi la o întrebare, Iulian, iar apoi aș vrea să tragem o concluzie. Așa, ei, cred că am ajuns la capăt. Cred că am ajuns spre final. Da, mai era o chestie, cum vedeți Q2 pentru EMAG în următoarea perioadă din punct de vedere sales. Cumva am discutat și în direcția asta. Dacă va face ceva EMAG în promovarea producătorilor români mai mult decât serviciul EMAG deschide România? Ar mai fi o întrebare. Da, va continua programul ăsta și îi vom da importanță. Cred că avem 2000 de producători români acum în platformă. Ne dorim să aducem cât mai mulți. Suntem, pentru cazurile, avem întreprinderi sociale, acolo comisionul e zero de tot de sus până jos. La celelalte am impresia că sunt la jumate. Deci, îi încurajăm pe oameni să înceapă să producă, platforma le stă la dispoziție. În regulă. Hai, aș vrea să te rog, Iulian, să tragem și o concluzie și poate dacă ai o recomandare pentru magazinele online în următoarea perioadă, trage tu concluzia și ne pregătim de încheiere. Da, aș spune să ne pregătim pentru o perioadă grea și să muncim fiecare ce ține de el pentru a face lucrurile mai bine. Nu cred că are rost să ne panicăm. E important să fim îngrijorați, să fim realiști cu ceea ce se întâmplă în jurul nostru, dar în același timp va trebui să acționăm pe lucrurile care țin de noi. Să fim realiști că vine o perioadă grea, să fim realiști că trebuie să ne ajustăm comportamentul individual sau business-ul, să respectăm toate deciziile luate de autorități, să îi susținem acolo unde putem să îi susținem, să continuăm să fim solidari, poate chiar și solitari, trebuie să stăm mai mult în casă, și să nu ne pierdem speranța. Eu cred că până la urmă lucrurile vor fi bine. Cu siguranță o să trecem și peste asta, e imposibil, nu cred că o să dispară specia umană, o să trecem și peste asta. Eu aș mai adăuga o recomandare pe care le-am mai făcut-o magazinelor online. Cred că ar putea să profite de toată perioada asta, chiar dacă este o perioadă evident nefastă, să își mai optimizeze site-urile, să se gândească la strategia de business, să-și facă poate dacă până acum n-au avut un business continuity plan, pentru că de acum înainte, lovindu-se de chestiunea asta, cu siguranță ar trebui să fie mai bine pregătiți pentru viitor. Și cred că în felul ăsta, din toată perioada asta, se vor alege și lucruri foarte ok, foarte bune. Îți mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația noastră, îți mulțumesc pentru toate răspunsurile la întrebări. Ținem legătura în continuare. Mult succes, Iulian, iar pe voi vă salut și fiți cu ochii pe GPEC. Toate cele bune! Mulțumesc! Mult succes și vouă!